Categoria asta nouă de proiecte pe care vreau să le inițiez, începând cu legislatura următoare și care probabil că se vor întinde pe 6-10 ani, se referă la un concept care mie mi-e foarte drag, cel de comunități autosustenabile, și o să încep prin comunități autosustenabile alimentar și locativ. Al doilea proiect ține de o situație care clar va fi creată în deceniul următor, în care cei care lucrează acum în IT, în zona de programare, de fapt, în IT, o să fie amenințați destul de serios de inteligența artificială și de sistemele de proiectare asistată de calculator a softului, pentru că toate sistemele acestea, care deja există pe piață, dar încă sunt greoaie, încă sunt cu interfețe destul de industriale, așa de neprietenoase, și încă nu sunt foarte utilizate de arhitecții software, o să evolueze în mod cert în anii care urmează, și la ele se vor adăuga și tehnicile de inteligență artificială, ceea ce va crea o problemă serioasă celor care sunt doar developeri. Ori noi, având o economie de loan, și care a atins cu loanul și zona asta și a atins-o într-o proporție mare, riscăm să avem probleme serioase pe piața muncii în domeniul ăsta. Și de-aia vorbesc de un proiect de tranziție către lucruri pe care le putem face și în care stabilitatea este mult mai bine asigurată, și anume către industria de inteligență artificială, către industria de securitate informatică, unde stăm bine și acolo trebuie să dezvoltăm lucrurile mult, și către industria de jocuri pe calculator, de jocuri electronice, unde iarăși stăm bine, chiar dacă peisajul este dominat în momentul de față de trei giganți mari din industria globală, avem multe companii românești, apar startup-uri în zona aceasta. Ce ne lipsește este un publisher și unul sau mai mulți publisheri cred că o piață internă și mai dezvoltată decât o avem. Ori aici intenționez să modific legislația în așa fel încât să fie considerat sport, așa cum este șahul, de exemplu, să poată să apară cluburi, federații de gameri, iar meseria de gamer profesionist să fie considerată meserie. Multe țări în lumea asta în care există această meserie ca atare, de exemplu în Coreea, în Statele Unite, se fac chiar campionate uriașe pe stadioane de jocuri pe calculator. Și asta ar dezvolta piața internă și ar susține această industrie în creștere. Sunt industrii robuste pentru zona de transfer, de post-IT, să spunem, în România, și merită să le sprijinim să fie dezvoltate.